Prin construirea noii centuri, peste 40 de proprietăți au rămas fără acces la un drum național. O parte dintre cei care le dețin s-au revoltat astăzi din nou, nemulțumiți că toate încercările de a rezolva problema izolării lor au eșuat. Nu se mai intră. Intrăm cu elicopterul, uite, avem aici o vecină gravidă care peste câteva zile s-ar putea să nască. Pe unde intră salvarea? Drumul trecea pe aici, se ducea până la camionul, până la TV-ul ăla acolo, așa, și cobora în jos și așa încala Târgu Jiul. Liniște și pace. Ei au venit, au trecut peste el și acum zic că nu mai avem acces de loc. Mi s-a zis că trebuie să mergem la Consiliul Județean. La Consiliul Județean mi s-a spus că trebuie să mergem la administrația drumului național, la ADR sau ceva genul ăsta. Nu s-a luat nicio măsură. La ADR a fost? Da, am fost. Și dânsii ne-au trimis la primărie. Nemulțumirile au răbufnit când constructorul a cerut să fie distrus un nou drum de acces. Oamenii au blocat utilajele și au cerut socoteală constructorului. Nu vrem să se bat utilile aceia în păstile voastre. Nu vrem să se bat. Cheamă pe șeful, poate. Să vină să te aduce cu cuțul, să vină acolo să vadă. Păi să scoate rampa, dar noi cum mai trecem încolo? Nu-i treaba mea, domnule. Nu-i treaba dumneatare, adică nu e treaba dumneatare, dar... Iar în proiată. Am dat 300 de milioane, că deja mă enervez. Cheamă poliția, mă! Mă enervez, am dat 300 de milioane, am scoanem în gasă, plătează, arate că sparg acum mașina! Teoretic, problema accesului pare simplă și normală, doar când vine vorba de practică, lucrurile se complică. Să ține pe asta aici! Deocamdată! Pe unde se vă lasă? Uite asta care e făcută, e făcută tot de dumneavoastră! Acum o să turnăm uzura. Lăsați-ne să terminăm, că se modelește aia. Nu vă împiedică nimeni după aia. Să facă o urtie, o adresă, cât sunt, cât sunt oameni, cât sunt 50 de proprietăți, se ducă cu asta la drumurile naționale în Craiova, ei iau hotărâre, anunță proiectantul, anunță constructorul, așa, în urma stoia să iau decizii. Problema accesului a fost rezolvată parțial astăzi, dar cu prețul sistării lucrărilor în zona căilor de acces. Cei 8 km de drum trebuie finalizați până la 12 decembrie.